Sunt profesor Mihaela Tomescu, sunt profesoară de vioară la Liceul de Muzică George Enescu și în același timp coordonez și activitatea artistică a Fundației Culturale Remember Enescu în calitate de președinte. Și l-aș lua pe Malina și cu Liviu Cristian Scripcaru împreună, pentru că pe ei am descoperit la Iași, cu ocazia festivalului nostru național Remember Enescu, în această primăvară. Liviu Scripcaru Cristian. Eu cânt de 2 ani la vioară. Și câți ani vrei să mai cânti de acum încolo? Toți anii. Spune-mi, te rog, ce o să cânti astăzi? Eu am să cânt meditație, compozitorul Jules Massenet și Brahms, scris de Johannes Brahms. Devenit membri ai fundației cu ocazia acestei întâlniri, doritori și ei să câștige experiență și să participe la activitățile noastre, și pot spune că sunt doi violoniști temerari. Deci evoluția lor, nu numai tehnică, dar și artistică, este demnă de luat în seamă și mă gândesc la un viitor foarte frumos pentru ei. Eu studiez câte 4 ore pe zi. Mă mai uit la televizor, mai fac temele și după aceea mai dorm și mai studiez.